Aflăm imediat cum putem să avem plante aromatice direct la noi în balcon sau pentru cei mai norocoși în propria curte. Damiana ne arată câteva idei interesante de jardiniere și grădini orizontale. Bună dimineața, Dami! Bună dimineața, dragilor! Să știți că eu chiar mă gândesc că s-ar putea ca Chef Salvo să aibă nevoie de ceva plante aromatice dintre cele pe care le avem noi aici, pe care chiar oricine le poate avea în propria bucătărie sau în balcon sau, mă rog, în funcție de spațiu, cum spuneai și tu, Cove. Daniel, spune-mi, acest spațiu, această jardinieră, unde ar fi potrivită? Această jardinieră ar putea fi folosită în spațiile reduse, acolo unde nu dispunem de foarte mult spațiu, gen balcon, terasă de dimensiuni mici, putem avea toate aceste plante aromatice, să nu lipsească din bucătăria noastră. Avem dafin, avem mentă, dafin, oregano, da, cimbru, mai multe rozmarin. Feluri de cimbru văd. Da, avem mai multe tipuri de cimbru, salvie, ceapă verde. Necesită o îngrijire specială aceste plantuțe? Nu necesită o îngrijire foarte, foarte atentă. Udare, dar nu în exces. De cele mai multe ori plantele nu mor din cauza lipsei de apă, ci din cauza excesului de apă. Și atunci trebuie să fim atenți cum udăm plantele. Și la cât timp ar trebui să udăm plantele aromatice? La 2 zile, 3 zile. De exemplu, rozmarinul poate fi udat și la... Rozmarinul și cimbru, de asta le-am și pus împreună, pot fi udate la 1 săptămână. Adică rezistă fără apă 1 săptămână, fără nicio problemă. Pentru cei care însă au un spațiu ceva mai mare, da, pot apela un astfel de ornament cumva, pentru exact, că el totodată, pe lângă faptul că ne ajută pentru a ne da condiment bucatelor, da, totodată ne și înfrumusețează spațiul. Exact. Aici avem o amenajare mai mare, pentru un spațiu mult mai amplu. Avem, văd, niște combinații. Îmi exact spuneai ceva mai devreme, da, că toate aceste plante aromatice pot fi combinate cu niște plante decorative, exact, cum este acest copăcel, care da, e absolut minunat. Arborele de ceară, care înfrumusețează cumva grădina noastră de plante aromatice. Avem aici și niște busuioc care urmează, da, care urmează a fi plantat, plantăm, iar da, pentru spațiile și mai mari avem aici un panou decorativ, practic când ajungem în grădina noastră vastă. Exact. Da, deci, Cove, când o să te muți tu la casă, pe pământ, exact, uite, poți apela la un astfel de panou decorativ, exact, pe care putem atașa și niște lumini seara. Putem atașa, da, și lumini. Nu trebuie neapărat să avem panoul acesta. Putem pur și simplu ghivecele acestea să le agățăm și de un gard. Dacă avem un gard de lemn, le putem agăța de pur și simplu de gard. Noi am avut panoul acesta și l-am folosit ca atare, dar se poate folosi pur și simplu agățat pe un gard. Ai o zonă a ta doar de plante aromatice, un colțișor și le poți... Avantajul plantelor aromatice mai este și că ele se regenerează singure. Exact, adică după da, ce le-ai folosit pentru oala de ciorbă, să spunem, exact, la o perioadă de timp cresc înapoi. Ele sunt practic toaletate de fiecare dată când le folosim în bucătărie. Uh-huh. Dar primăvara, de exemplu, rozmarinul, cimbrul, oregano, necesită o tundere puțin mai drastică primăvara. Uh-huh. Ce înseamnă această tundere? Tăiat de tot, înainte de a intra în vegetație. Dar acestea sunt detalii pe care o să le aflăm exact atunci când chiar o să exact ne creăm noi spațiul verde în casă. Iar pentru cei care au și mai mult loc, pot apela la un da, magnoliu, la orice exact alt arbust frumos care exact cumva fotinia, da, și oxigenează arbori, spațiul da, mai da, mult. Arbuști și arbori decorativi pe am care înțeles noi îi folosim în amenajările de grădini. Daniel, acum vreau să mă sigur înveț să plantez, okay, pentru că vreau să îi dau lui Chef Salvo un ghiveci bogat, pentru că am înțeles că face paste, okay, așa că eu cred că niște busuioc care mai fi, sigur, ar fi potrivit sigur acolo. Cam atât de aici, dragilor. Hai să-l plantăm. Stai așa, mai întâi. Hai să-l plantăm repede. Nu trebuie cine știe ce cunoștințe despre... Noi avem deja totul pregătit. Nu trebuie băgat nici foarte adânc. Da, după ce o să mai punem puțin. Și știu că toate aceste plante aromatice se pot combina. Adică putem sigur avea un singur ghiveci cu mai multe plante aromatice. Mhm.
Doar că, să știți că nu fac casă bună, menta și... Menta și mușețelul. Uh-huh. Menta și mușețelul nu se înțeleg prea bine. Nu sunt prietene deloc. Exact. Așa, și avem acest ghiveci foarte frumos, o dată la două zile trebuie udat. Eu vin cu acesta la voi și mă întorc acum către voi, să vedeți ce, să văd ce ați mai gătit acolo. Ha. Cove?